Bun găsit, penitenciarul Doftana va intra într-un proces de reabilitare și apoi în circuitul turistic. Obligațiile contractuale impun păstrarea unei porțiuni din clădire pentru un muzeu dedicat cel mai probabil regimului comunist. În oferta pe care a făcut-o afaceristul libanez, se arată că se vor investi 10 milioane de euro în reabilitarea muzeului și 15 milioane de euro în complexul turistic. Obiectul concesiunii cuprinde penitenciarul Doftana, clădirea principală cu suprafața construită de aproape 4.000 de metri pătrați, clădirea birourilor administrative plus alte clădiri care au avut rol de magazin. Terenul aferent construcțiilor este de 110.153 de metri pătrați. Istoria penitenciarului Doftana începe la sfârșitul secolului al XIX-lea și a fost dat în folosință în 1895. Clădirea a fost puternic afectată la cutremurul din anul 1940, iar penitenciarul a fost desființat atunci și transformat în muzeu, care a funcționat până la începutul anilor 90. În 2011, închisoarea Monument Istoric de clasă A, cu suprafața totală de aproape 11 hectare, a fost trecută din domeniul public în cel privat al localității Telega, iar valoarea acesteia a fost evaluată de specialiști la peste 1,2 milioane de euro. Clădirea a fost scoasă la licitație în repetate rânduri, dar nimeni nu a fost interesat să investească aici până acum. În prezent, ea este o ruină, acoperișul este total prăbușit, iar din interior s-a furat cam tot ce se putea, de la fier vechi până la materialele de construcții. În picioare au rămas doar pereții, care sunt susținuți de vechile scări metalice.